Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Agățamentul este un pasaj dintr-un interviu pe care primarul sectorului 3, domnul Robert Negoiță, i-l a dat doamnei Denise Rifai la Canal D și la un moment dat Denise îl întreabă pe Robert dacă a dat șpagă la BAC, la bacalaureat. Dânsul domnul Robert a dat bacul la 31 de ani. Că a avut treabă, nu e nimic rău, fost cu școală și a dat la 31 de ani bacalaureatul, mă rog. Și pune această întrebare. Și eu vreau să difuzăm înregistrarea acum, să știți că pauzele aparțin primarului. Deci îl întreabă și domnul primar face niște pauze care sunt naturale. Noi nici le-am lungit, nici le-am scurtat. Așa e pasajul original. Da. Deci fiți foarte atenți. Ați dat șpagă la BAC? Tic-tac, tic-tac. O întrebare atât de directă. Tic-tac, tic-tac. Nu cred. Nu cred. E mult. E mult. S-a făcut mult de atunci. Da. Bun, sunt destul de mult, a dat în 2003. Băi, de-a momentul ăsta, știi, când ai dat șpagă la BAC și mie mi se pare că omul face onest. Face o încercare sinceră să-și aduc aminte. De a identifica momentul respectiv și dacă acolo a fost sau nu cu șpagă, pentru că au fost atâtea în viața lui încât, pe cuvântul meu, asta e încă una. Poate nici nu e cea mai importantă. Ba, a fost, n-a fost. Nu pot să spun cu precizie, deci mai bine zic, domne, nu cred că am dat, nu mai e mult de atunci. Deci asta a fost. Oricum, după ce a luat bacalaureatul, la care nu-și mai aduce aminte dacă a dat sau nu șpagă, domnul Negoiță a făcut facultatea de drept la Universitatea Biotera. După care și-a luat titlul de doctor la Academia de Poliție. Dar ulterior s-a descoperit că lucrarea fusese plagiată, iar titlul i-a fost retras. Deci asta, pornind de la... Una caldă, una rece. Exact, săracu. Nu m-a așa ținut tot toată viața. Așa sunt zilele mele. Dorele. Da. Bine. Deci întrebarea, acum să pornim de la asta, care a fost cea mai mare sau mai mică sau mai caragioasă șpagă pe care ați dat-o sau ați luat-o în viața voastră? Mai deosebită. Băi, eu pot să spun, să știi că m-am gândit serios, eu n-am dat șpagă, nu știu să dau șpagă, mi-e rușine, mi-e frică, nu mă pricep. Dar mi-am dat seama, aseară, în timp ce scriam desfășurătorul, că am beneficiat odată de o șpagă, fără să fi contribuit. Înțelegi? Deci este... O șpagă comună sau da. Ce? Da, când eram student, aveam un examen la matematici speciale, la... Nu o să spun numele profesorului, asta e, oricum nu s-a prăpădit. Și n-am ajuns la examenul respectiv, că na, eram și ziarist, lucram, habar n-am, asta a fost. N-am ajuns la examen. Și după aia m-am dus și l-am rugat frumos dacă pot să mă duc să dau examen cu o altă grupă din anul respectiv. Și a ridicat din numere, a zis sigur că da, nicio chestie. M-am dus, am învățat pe brânci, oricum eram praf la matematici speciale, vai de capul meu. M-am dus cu grupa cealaltă și am dat examenul. Profesorul mi s-a părut foarte indulgent. Adică, sincer, nu meritam să mă treacă. Dar m-a trecut cu o notă mică. Și ca să aflu după aceea că băieții din grupă strânseseră bani și îi cumpăraseră o sticlă de whisky și un cartuș de țigări. D-alea bune. În anii 90, înțelegi? Și că, de fapt, eu căzusem, adică ajusesem acolo, întâmplător, la un examen aranjat. Am mai și picat câțiva, dar care erau totalmente varză. Însă eu am beneficiat de găduința care fusese cumpărată de alții. Înțelegi? Și abia acum spuneți domnul Petrescu. Băi, da. Vorbind despre șpagă, s-a înghesuit lumea, să știi. Băi, da, spre surprinderea mea sunt, de fapt, normal, dar eu foarte multe și mesaje și telefoane. Nicu, bună dimineața! Bună dimineața, Nicule! Bună dimineața, băieți! Ia spune. O să vă povestesc foarte pe scurt o întâmplare de acum 10 ani, când am făcut o greșeală urâtă în trafic, cu depășire pe linie continuă. Puteam rămâne fără permis, dar polițistul care m-a oprit de la poliția rurală dintr-o comună mi-a dat de înțeles oarecum că e dispus să mă ierte. Da. Problema mare e că eu în momentul ăla nu aveam niciun ban la mine, dar am avut un noroc fantastic pentru că în comună era un bancomat. Iar domnul polițist a fost și mai drăguț pentru că m-a așteptat până m-am dus la bancomat să scot bani ca să-i dau ce trebuia. Dar n-a mers cu tine, nu?
Ai nevoie și de încredere între oameni. Nicu părea de încredere. Mulțumim, Nicu. Bogdan. Altfel sunt oamenii la țară, mă. Da. Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, din București, vă deranjez. Salut. Și am și o povestioară scurtă și amuzantă. Eram în, mă pregăteam de o operație de rinichi, acum vreo 12 ani, eram într-un spital renumit pentru chestia asta din București și aveam vreo 50 de lei la mine, pe masa de operație, doar în acel halat minunat pe care îl pun pe noi. Aha. Și aveam 50 de lei în mână. Intru în salon, în sala de operație, mă întreabă anestezista care era cu două asistente. Dar știi că tu trebuie nu, să vină cu un pachet de ciocolată, de o cofloare, cu ceva. Și eu întreb, am 50 de lei în mână, ce fac cu ei? Și ea zice, păi bagă-i în buzunar. La care eu întreb, buzunarul cui, al meu sau al dumneavoastră? Toate trei au început să râdă și bineînțeles că am rămas cu bani în mână. Ai fost simpatic. Bravo, bravo, bravo. Asta ca să ne reamintim bancul, nu? Cu dumneavoastră, mi-a spus 100 de euro în buzunarul halatului, întreabă medicul pacientul și pacientul spune, nu. De ce nu? Bună dimineața! Îmi cumpărasem o mașină second de la un amic de-al meu și la un moment dat a trebuit să merg cu ea la ITP. Acolo a venit inginerul sau mă rog cine a preluat mașina, a băgat-o la verificarea respectivă. La ieșire mi-a mânat actele și a zis să știți că gazele n-au ieșit tocmai bine. Trebuie să dați ceva pentru colegul inginer. Și zic eu, ce ar trebui să dau? Ceva bani, ceva acolo. Ok, fixă. Vă rog să mă credeți, aveam 3 lei la mine și a zis, atât am. Cum să-i dau 3 lei la inginer, mă, ești nebun la cap? Mulțumim. Marian, bună dimineața! Neața. Bună dimineața, domnilor! Salut! Eu tot așa la spital, m-am dus la 3 dimineața că pleznise peritonita mine, doctorul spune, ai ceva bani la tine? Și domn doctor, a pleznit ceva în mine aici, era rece, ce te furuți de bani? Și zic, lasă-mă, la 3 dimineața m-am dus să fac rost de bani, în taxi, dacă muream pe acolo. Ce urâte sunt astea? Ce urâte sunt astea? Astea sunt cazuri care trebuie să... M-am întors înapoi, vă dau cuvântul meu de onoare. Pot să spun și numele spitalului, dar nu-l spun pe adevăratul nume, noi îi spunem pe ultimul drum. E aici, undeva în Pantelimon. Adică dacă te duci cu un panariciu, vii mor de acolo, nu s-a schimbat nimica de atunci. Dar, într-adevăr, am bănuit până la 5 dimineața, după care m-am întors și m-a băgat la operație. Am stat vreo 3 zile în comă, am visat copaci înfloriți, a fost minunat. Asta e înfiorător, adică... Da, groaznic. Mulțumim, Marian. Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața, băieți! Conduc de ceva timp și mergeam la București cu o dubiță și acolo la predeal, la borcane, era la linie continuă noaptea, la 2:30 mi-au verificat actele, au spus că am depășit pe linie continuă, vă rog să mă credeți, m-am căutat în buzunare, aveam 35 de lei mărunt, am zis, nu pot să dau o sumă mare la ora asta, i-am împăturat în nopți, i-am dat bani în mână, am luat actele, în 5 minute o sughițat mama, cred că m-a jurat de mamă, dar eu m-am bucurat că am scăpat și am luat actele, 35 de lei la 2 polițiști, din frumoasă tuturor. Te descurca de minune, bravo, te pricep la matematică. Dragilor, bună dimineața! Eu am dat șpagă și nu am beneficiat de absolut nimic în liceu, liceu auto, la instructorul de conducere. Tot anul am cărat casolete cu pui întreg, țigări, cafea și așa mai departe și cu 3 luni înainte de examen acest profesor a murit. Nu știu dacă de vină a fost puiul sau cine știe ce Dumnezeu a fost de vină, dar n-am beneficiat de toată șpaga pe care am dat-o ca să pot să fiu alocat pe acel camion. A pierdut investiția. La urmă am dat examen, așa. Zile. Mulțumesc, Dan, din Domnești. Asta eu știu niciodată. Ce urâte sunteți. Fondul Național de Investiții. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.